Bine v-am regăsit la Super Pariuri. Am început weekendul cum nu se poate mai bine. Ne-am delectat aseară cu meciul pe care l-a așteptat toată lumea. Primul meci din seria celor așteptate de toată lumea. Arsenal City, în fine. Astăzi încercăm să ne ducem în trei direcții diferite. În campionatul nostru, în Superliga noastră, o să mergem în Germania și o să ajungem și în Franța. Mai rar mergem în Franța, dar uite că o să o facem în seara asta. Începem însă cu meci din Superliga noastră, Craiova, Universitatea Craiova, Hermannstadt. În fine, poza e mai mult pus așa ca decor. Sunt controversele pe care le știm în legătură cu antrenorul celor de la Craiova, care în principiu și-a început, hai să spunem, mandatul, așa cum o fi el, mandatul a început cu un eșec, iar echipa s-a cam îndepărtat de primele locuri și Hermannstadt a pierdut pe teren propriu, pe noul său stadion, contra celor de la FCSB. Craiova pornește ca favorită, având aici avantajul terenului propriu. Spre Craiova o să ne ducem și noi. Pornim însă de la altceva, încercăm să îmbunătățim oarecum acea cotă pe care ați văzut-o mai devreme. Ceea ce vedem noi aici sunt ultimele meciuri directe dintre cele două echipe, ultimele 5 meciuri directe și într-un singur meci din aceste 5 meciuri, 5 partide, a marcat și Hermannstadt, l-a și câștigat cei drept pe acela. Însă, dincolo de acea partidă, Craiova s-a impus fără probleme și o să mergem și noi pe ideea asta, pe victoria celor de la Craiova, dar cumva completată cu altceva. Câștigă Craiova fără să primească gol. Avem o cotă aici de 2,65. Spuneam că ne ducem în Germania, avem meci de Champions League, de primăvara Champions League, chiar între Bayern și Eintracht Frankfurt, se joacă la München pe Allianz Arena. Bayern a început cu două remize acest an, din punct de vedere al Bundesligii, remiza la Leipzig, remiza acasă cu FC Köln. Frankfurt a avut la rândul său parte de o remiză în etapa intermediară, ultimul meci al celor de la Eintracht, rezultat de egalitate cu Freiburg. E într-o formă bună Eintracht, pare cam mare cota asta sau e cam micuță cota celor de la Bayern, pare cam mare favorită Bayern într-un duel cu o echipă în formă, așa cum este Eintracht Frankfurt, care n-a pierdut de ceva vreme în campionat. Putem să și vedem forma celor de la Eintracht, sunt 5 meciuri la rând cu 3 victorii și 2 rezultate de egalitate. Aici varianta clasică la meciurile de Bundesliga este GG, ambele echipe marchează. Bayern a cam luat gol, a dat, dar a și luat goluri în ultimele meciuri, în meciurile sale de-a lungul acestui sezon de Bundesliga. Cota e mică însă, așa că vă propunem să riscăm un pic și să avem încredere în cei de la Eintracht. Pauză sau final X, PSV X aici la această partidă. Cota pe care am descoperit-o noi este de 2,35. Iar în Franța se joacă un derby cu iz mediteranean, Olympique Marseille AS Monaco, vecine de clasament cele două echipe, despărțite însă de 5 puncte. Marseille stă ceva mai bine și se vede asta și pe cote. E mai bine și clasată și plasată. Echipa lui Igor Tudor pare a fi într-un moment bun. Nu e departe de PSG, doar că aici orice gând, orice discuție se cam blochează când vine vorba de PSG și de locul 1. Sunt două echipe care au început destul de corect anul. Noi ne ducem spre altceva, deși cota asta pe victoria celor de la Marseille sau cota pe victoria celor de la Monaco, cotele sunt foarte bune. Pornind de la altceva, însă, iată golurile marcate de Marseille, o serie de victorii interesantă, dar și cu multe goluri marcate. Astea sunt ultimele meciuri ale celor de la OM și vedem câte goluri, inclusiv cu Monaco, câte goluri sunt marcate în aceste partide. Așa că ne ducem pe goluri marcate de OM aici. Așteptăm un meci cu goluri pentru că și Monaco
Îl are pe Ben Yedder, e singurul fotbalist care are două hat-trick-uri în acest sezon. Marseille are la rândul său jucători cu apetit ofensiv, de exemplu Alexis Sanchez, dar și fundașii, echipa cu cei mai mulți fundași marcatori în acest sezon de Ligue 1 Marseille. Mergem pe ideea că vor fi goluri și că Marseille va da măcar două goluri în această partidă. Cota pentru această idee este de 1.95. Iar un bilet al zilei, pornind de la aceste trei partide, Craiova-Hermannstadt, Bayern-Frankfurt și OM-Monaco, ne oferă o cotă de 12.1.